Bine v-am găsit la un nou episod din seara de Ultra Hardcore pe Minecraft 1.16 pe am în primul și primul lucru pe de zi Luăm un Ender Pearl pentru că am fost să-mi repara la frama de Enderman Bam, mai direct I-am dat damage? Oh, și stai că n-avem sunet <laughs> Ok, băi, am dat damage, serios? Băi, nu, stai așa, mai vreau să încerc o dată Stai, 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 stai Mă, Ma... băi, cum e asta? <laughs> ok, și-mi au inimă damage, nu? Bun, păi tu vreun trade șmecher da, dacă era spongi, poate altfel Nu, nu, Liduri, așa, voi. iau pe s între ele Hai încoace Hai, facem așa puțin slanom. Bam, vă pun acolo. O să avem nevoie de aceste rame prin sat. Așa, le-am rezolvat, hai să mai bem și noi o poțiune de instant hill În episodul anterior am trasat această zona a sătucului, am trasat căsuțele, am trasat tarabele și am pus nisip unde urmează să vină niște dovleși, pe verzi și așa mai departe Și v-am întrebat dacă ați vrea să fac un mini tutorial la aceste tarabe cum am făcut și la pod Așa că aici avem trei tipuri de tarabe, dacă nu mă înșel, 5 pe 2, 3 pe 2 și ăsta are 5x2, ăsta e 4x2, 5x2, 3x2. Am înțeles. Și la ce mă refer eu când zic 5x2, 3x2, 4x2? Mă refer la slaburile astea, da? Deci sunt 4 lungime și 2 lățime. Mă refer interiorul, mai bine zis ca să se înțeleagă și am pus să în frame-urile astea pentru că aici o să vină fața. Și atunci, cred că putem să-l luăm părând, da? Sau să-l luăm din partea aia, nu? Am fost într-o mică plimbare, am tăiat niște copăcii de pe acolo și mi-am făcut tot ce-mi trebuie. Avem acum fensuri, fens gate-uri. Acum văd că avem numai un sign. Hai să facem și niște sign dacă tot suntem paci. Probabil o să fie destul de folositoare. Așa, gata, 16. Ar trebui să ajungă. Și încă o chestie, Am mai fătu niște plankuri Bun, avem și scări, avem și sleburi, trebdoruri, butoaie, deci avem tot ce ne trebuie și hai să începem, da? În primul și primul rând, partea din față, în colțuri trebuie să punem noi neapărat două fensuri și în spate câte un fens. Pentru că aceste trabe o să vină pe diagonală, adică nu o să vină drept, dreaptă, pardon, parte de sus, deci nu o să plasăm noi drept lână. o să vină așa pe diagonală, o să vedeți mai imediat. O să scoatem slaburile astea că nu ar trebui să rămână asta designul. Așa a căzut și item frame-ul, dar nu îl trebuie momentan. Nici nu avem ce, ce să facem, unde să-l pun. Hai, stai așa, stai așa, să nu să las niște, niște sprus și după, da? Deci lăsăm aici stack-uri de sprus, că nu avem nevoie de tot momentan. Și hai să vedem cum facem, da? Deci ce mă gândeam ar fi să iau niște scări și slaburi. Cred că asta ar fi cel mai bun și simplu design pe care putem să-l facem. După aia, pe lateral, ar trebui să facem treaba asta, da? Și sau... Hmm, ar merge mai bine da? să fie scara întoarsă aici, în partea din spate, pentru că vreau să pun două fence gate-uri. Și dacă tot suntem la fence gate-uri, hai să le punem aici. Da? Pam, pam, pam. Și acum avem item frame-ul ăsta și ne mai trebuie încă două item frame-uri de aici, ca să le punem direct acum să nu mai stăm după. Așa, trei item frame-uri și după aia trebuie să mergem să mai craftăm câteva, dar toate la timpul lor. Bam, asta e partea din față ce e destul de micuță, dar nici nu trebuie să fie mai înaltă, că după aia e prea înaltă după ce punem și luna, Atât. Și în partea din spate, cred că pot să fac exact același design. Adică nu cred că ar trebui să mă complic cu ceva mai complex, ca să zicem așa. Merge în felul ăsta. Acum, două trapdoruri și un butoi, da? Sau hai să lăsăm interiorul pentru mai târziu puțin. Hai că lăsăm interiorul pentru mai târziu și luăm luna. Acum, întrebarea e, cum o să vină luna? Ei bine, încă nu știu. Eu cred că ar trebui să vină ceva de genul, mă gândesc. Oare, hai, de fapt, stai că, lasă, pun el întâi așa și după aia vedem cum îl înlocuim. A, atât. Mai arată interesant. Merge că oricum o să mai facem niște mici modificări, niște... Un lucru, da? Trebuie să facem o mică manevră. Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fac aceste tarabe cu linii. Deci să fie trei linii de un fel și două linii de alt fel. Cum avem aici, cinci. Și o să fie cu roșu, da? Direct așa frumos să iasă în evidență. Bam, am pus lâna. Deși, noi mai putem să facem o chestie. Putem să tăiem totă lâna asta și să o mutăm cu un bloc mai sus. Și vedem după cum arată. Hai te iau și pe tine de acolo, atât, arată interesant, arată interesant, așa o să rămână lâna și acum, asta e partea cea mai grea, deci tot ce a fost acum mai basic, nu e ceva foarte complicat, nu e ceva foarte greu, o durat, cum ați zis și voi, vreo 3 minute, da? Bun. Dar acum vine partea cea mai grea, să facem un design, roată la lână asta, deci e partea cea mai migăloasă și durează cel mai mult dar e destul de simplu în același timp după ce faci câteva modele. Adică noi putem să facem treaba asta. Da. Aici să mai coborăm. Să punem iar o scară și să ieșim cu un bloc în spate. Look at this. Simplu, frumos. Facem și pe cealaltă parte designul ăsta. Vedem cum arată. Vedem dacă se potrivește. Dacă îmi blaghe cum mai are în continuare sta vine așa și cum l-am pus noi? Așa? Oh. <laughs> așa l-am pus, da? Da. Așa. Acum, în spate, nu știu dacă ar trebui să le unim așa. No, nici, nici, nici pomeneală. Nici pomeneală. De asta am zis că partea asta e cea mai migăloasă. Pentru că durează mai mult decât tot ce am făcut noi până în momentul de față. Auziți și voi, mi-a luat 2-3 minute să fac partea aia. Pentru că, în general, oricum, o să fie toate la fel, deci puteți să puneți de la început fensuri și toată și numai partea de sus o faceți diferită, că mai ai tot ce trebuie schimbat. Și acum mă gândesc să fie. Hmm. Hai să facem noi o chestie, dacă de asta mă trăiesc și niște signuri, Da, pam pam. Eu cred că ar merge. Cred că ar merge și atunci ar trebui să pun sus. Oh, nu așa. Dă niște treburi, da? Una, două, trei. Așa, una, două, trei. A, da, arată bine. Arată bine. Și aici, în spate, cred că pot să fac exact același lucru. Așa ca un design foarte rapid și cred că merge. Pentru că ați și voi, arată destul de ciudat dacă scot toate astea și pun sleburi. Eventual dacă pun slaburile cam așa. Așa arată mai, mai diferit, dar drept arată foarte sec. Așa că o să rămâne la designul ăsta pentru prima tarabă. Și mă gândesc că dacă avem noi... Deci dacă am făcut deja un design la tarabă asta de 3x3, parcă acolo mai avem o tarabă de 3x3, nu? Și atunci ar trebui să fac același design la... A, ah, 3 pe 2, pardon. Ar trebui să fac exact același design și la taraba asta, numai să-i schimb culorile. Aia e toată manevra. Culorile trebuie schimbate și acum văd ce ciudat arată <laughs> aici, eventual. Dacă mă aș duce eu... Dar nu, că dacă mă duc așa după aia arată... Da, nu, nu se mai combină. Și dacă punem asta, se combină cam mult. Hmm. Asta se poate că nu există slab din... Ok, hai să, hai să mai încercăm ceva, da? Dacă fac treaba asta... Ok. Ce scopă tine și ce mut mai în jos. Așa de curiozitate. Că dacă nu, doar le putem pune oricând înapoi. Una, două, trei. Așa. Și dacă mă pun aici... <gângânt> Acum arată dubios în partea aia. Băi, nici cum nu-i bine, nici cum nu-i bine. Atunci, dă e diferit, da? Punem scări. Așa ar trebui să fie mult mai ok, în teorie. În practică, ne uităm acum și... Păi merge. Merge, merge, merge. Oare cu slab. Deci asta e toată partea nașpa, cum a zis. Durează foarte mult. Deci cât mi luat să fac taraba, uite că cu slab... Da, uite, slab asta nici nu arată chiar atât de urât. Merge mai bine cu slab. Aș zice. Bine, aici deja depinde de fiecare cum vrea să le facă, numai că de asta v-am zis, uite, mi-a luat 3 minute să fac taraba. Și mi au luat încă 4 minute să-i fac partea de sus <laughs> Ok, am să fac același lucru și în cealaltă parte Doar că o să fac taraba, cred că cu galben Dacă în partea am pus treburile pe lână albă Zic că în partea asta putem să facem o mică modificare Să nu fie exact la fel, adică să nu fie numai lână de culoare diferită Să punem și treburile pe lână colorată atunci Și am mai făcut încă o manevră Am pus acest fence gate în spate, nu în față Așa și în partea asta am zis Ada. Ah, exact la fel. 3 și cu 2 facem roșu, galben, verde. Cred că așa ar merge cel mai bine. Verde și asta să fie iară roșu. Bun. Atunci pe tine te facem verde, da? Atât ca să știm ce fel de lună folosim. Și eventual... să stai, eventual am putea face în... Mama, stai. <laughs> Stai așa, ai de patru băi, acum m-am prins, de ce nu mi dădea mie? Stai și mă uitam, stai că trebuie să îmi dea, trebuie să nu îmi dea, Na, așa cum m-am prins, cum stă treaba, no, bun, linie pe mijloc de două, așa, albă. Pentru că avem lână albă și să ne rămână lână asta verde pe mai târziu puțin. Și acum, din nou, cea mai complicată parte, trebuie să vedem cum aranjăm, dar întâi trebuie să mai crafezi niște scări și niște slaburi. Arată altfel acum după ce am pus lână, însă o trebuie să fac niște mici modificări, pentru că această tarabă era prea mare. Aici se termina lână și atunci în momentul în care veneam cu lemnul, veneam cu lemnul și se lipea atât de taraba asta, cât și de taraba asta altă fiind lână direct acolo și era destul de aiurea pentru că nu-mi place treaba asta, nu-mi place să, se, să fie lipite, nu știu, mi se par foarte înghesuite așa. Deci cel mai bine îi să facem această treabă mai micuță și ar fi trebuit să o facem de 3 pe 2. Dar pentru că avem deja o treabă de 3 pe 2 aici, am zis că o facem de 3 pe 3 și de oak ca să fie diferite, să nu fie numai culoarea de sus diferită. Și acum m-am pregătit cu aproape tot ce îmi trebuia, se pare că n-am craftat niște scări, dar le craftăm acum, nu-i nicio problemă. Așa, dă și scări și să ne punem pe treabă. Deci în partea din față, sau în hmm, din față poate putem să facem așa, da? să vină mai diferit puțin. Aici clar mergem pe o intrare în față, atât și în spate putem să facem treaba asta foarte, foarte basic. Acum dăm aceste fence gate dăm și fence -urile și suntem rezolvați. Acum ar trebui să venim numai cu niște lână și o să venim cu lână galbenă și albă. Bun, în partea vedem cum am făcut, atunci în partea asta e clar, lână galbenă pe laterale și pe mijloc. Oh, stai că trebuie să stau cu shift-ul. Hai tot înapoi, dă șirsurile. Și aici am făcut două cu două, aici o să facem una, două, trei cu două. Cred că ar fi dar ar fi pont. 3 cu 2. Că atunci măcar e și ceva mai diferit. Și ne ajunge luna. Uh, uh, perfect, perfect. Mă, că am, <gândeam> mă gândeam că am greșit și uite că am greșit după aia la următoarea. Dacă mă uit de la distanță cu optifine nu... Păi arată chiar foarte bine, chiar și așa, fără să avem momentan parte din față și parte din spate terminate și... Ia uite, am nimerit bine? M-am tădus, nu că am nimerit bine. Aoleu, <gândeam> bun. Acum am venit cu niște piele, o să-mi trebuiască niște spruz de aici. Dăm item frame-uri, 6 și ar trebui să vină 2 ci. și încă 4 în partea asta. Altă nu o să pun chiar 5 pentru că ar fi chiar foarte, foarte multe, dar măcar 4 să fie bine să nu fie rău. Și acum trebuie să vedem un fel de design atât în față cât și în spate. Am făcut niște modificări și ca să arate bine din lateral aceste tarabe am zis să înlocuiesc Pardon, să înlocuiesc, să mut mai jos o bucată de lână și să pun un slab peste, pentru că așa arată mai bine din lateral, nu mai bucata aia de lână acolo, pentru că arată destul de ciudat, uite cum e și acolo o bucată de lână întreagă și ar merge atunci dată jos și pus un slab în loc. Deci dacă fac treaba asta, zici că e un acoperiș japonez, <laughs> efectiv cum vine așa, zici că e japonez, dar arată bine, sincer să fiu chiar mi se pare că se potrivește. Și acum în spate cred că pot să fac treaba asta. Să vin așa. Sau dacă aș face la același nivel sau chiar mai jos puțin. Pe ideea să venim aici și să vină una, două, trei. Hmm, nu cred. Cred că tot ar fi mai bine aici sus. Da, ar merge așa. Cel mai bine și eventual să facem treaba asta. Bam. Sleburi. 3 și cu 3 pe care nu le mai avem. Să o punem și pe ultima. Bam, gata. Am acoperit și ultima bucată de lână. Și chiar merge, sau dacă e să facem așa. Convenabil numai că ești pe lateral. Eh, lasă-l așa, lasă-l așa atunci. Și poate ar merge și asta să le dăm jos, nu știu, sigur și să lăsăm numai în partea asta. De pe lateral, cum arată dacă stăm jos. Nu se observă, deci e foarte bine, așa rămâne. Perfectos, nu mai avem treabă cu sprosul. Și pe asta să fie în jos. Vai, deci cum am zis, ăsta e cel mai complicat moment. În care trebuie să te chinui să iasă ceva aici în față. Man, așa și un sle... O, oh, asta deja. Arată foarte ciudat, dar în același timp merge, așa că o să păstrăm designul. <laughs> Vai cum arată. Și aici în spate, cred că putem să venim la nivelul asta. și după aia să punem niște sleburi. Uh, sleburi, pardon, trebdoruri. Numai că... Mm, mm. Merge de fapt. Lăsăm așa. Și atunci numai aici să punem noi câteva trei slaburi și o să mai avem nevoie de încă două De fapt, hai să facem multe treburi, că mai avem nevoie și în partea aia, până la urmă. Atât. Te punem aici, una, 2, 3 și... Păi merge, că și așa după ce o să mai vină niște copaci, o să mai vină un altă pe aici, nu cred că o să observe chiar atât de multe. Depinde numai de unghiul din care te uiți. Și e perfect, e perfect, dar la partea de interioare nu cred că o să facem noi tare mult astăzi decât să punem niște măsuțe, dar o să vă explic treaba asta în momentul în care ajungem acolo. Hai să facem și aici ceva. Hai să începem cu fața și apoi vedem în spate. Vai, durere. Durere. Să facem treaba asta? Cred că putem să facem treaba asta. Sau chiar mai șmecheră, dacă stăm să so N-am gândit-o, trebuie să o pun așa. Și în partea asta altă la fel. Da, bam. Arm... Holy... Dai bine, uite, stai că e bine ce am făcut noi. Da. Pentru că noi trebuie să punem pasta aici, că arată mai bine așa. Bam, gata. Ăla-i mă, zici că și a zborul. <laughs> mai era un pic și și a zborul. Și dacă punem în loc de treptura, aule, nu. Nu, nu, nu. Hai să facem noi asta, da? Bam. Și atunci, clar, trebuie să modificăm astea două și să le punem așa. Deci e clar. Cu slab arăta mai bine dacă ăsta era al doilea, dar mai și așa. Ușa și așa, zborul, dar decât nimic tot e mult mai bine. Hai până sus, să luăm ce am pierdut pe și o scară. Nu cred că ne trebuie scărp aici, dar vedem noi mai imediat. Nici eu nu știu cum ar trebui să vină astea, dar cred că așa, cred că ar merge. Cât de cât, mai ales că nu se vede, nu o să se observe. Deci putem să facem cum avem noi chef. De aici vedem numai alea. Deci zic că e ok. Uite-mă un gușter. Băi, guștere. Hop. Mamă, am zis, am zis că-i fac șustă. eu, oh, Bă, but... gata. Am rezolvat. Uite-te la el. Bă, și că-i fac o schemă. Că mamă, că... Ma, nu nu reușit. Bun. Acum, un mic design interior pentru că... Nu o să facem astăzi designul interior complet, deoarece trebuie să mă duc să pregătesc niște iteme, să văd ce vinde fiecare. Uite, de exemplu, dacă ăsta vinde flori, trebuie să duc niște flower poturi și niște flori. După aia, dacă aici se vinde cărniță, trebuie să aducem un smoker. După aia, dacă în partea asta vindem niște poțiuni, de exemplu, ar trebui să duc un brewing stand. Dacă în partea asta vinde niște cărți, ar trebui să aduc niște bookshelf-uri și tot așa, în funcție de ceea ce vindem, să aducem mese de lucru sau anumite blocuri ce seamănă cu ceea ce vindem. Așa că o să facem numai niște designuri foarte simpliste, adică în partea asta eu pot să pun, ia uitați, o mică schemă, să avem aici o masă, da, foarte mică și trei butoaie. Bam, foarte lejer, fără bătaie de cap. În partea asta deja putem să avem ceva mai șmecher. Putem să avem niște mese, uite un butoi aici, da, masă să fie așa mare, și noi să facem asta. Bam. Și cu încă trei butoaie. Deci să fie mai mare spațiu. Bine, că oricum o să mai adăugăm noi un crafting... De fapt, chiar ar merge un crafting table aici. În loc de butoiul ăla. Și el o să fie înlocuit probabil la un moment dat. Apoi aici din nou ar trebui să vină o măsuță. Așa. Și eventual un butoi pe colț. Perfect. Și aici în spate să aibă ce trebuie lui. Plus, scuze că am pune butoaie păstă tot așa, arată ciudat din spate, nu? Cred că numai două aici. Și atunci mai trebuie să craftez niște butoaie. Și uite că o să fie folositoare slaburile astea. Hai și voi și de aici. Nu înțeleg cum pot... A, pentru că folosesc trei la slaburi, da, acum am înțeles. De asta. Îmi dă mie uneori cu virgulă. Bun, ia zi tu unde ești butoaiele aici. Nu le-am văzut. Nu le-am observat. Acum aici îs 5, așa că putem să facem încă niște trebdoruri. Asta ar fi cea mai bună idee. Dă foarte multe trebdoruri. Și să le punem una, două, trei. Da? Și aici să avem în felul ăsta. Bine, și aici un brewing stand. Sau uite, de exemplu, un stone cutter dacă vindem piatră. Deci ar merge. Ca să fie și diferite, să nu fie exact la fel. Acum că avem noi niște măsuțe în plus, în, oh, pardon, da, niște măsuțe mai mari Sunt mai mici, cam aia e. Aici putem să punem tot 3 și atunci, uite, aici în față nu mai punem nimic pentru că am pus deja butoaiele în spate și nu prea avem ce, eventual, numai așa o masă foarte mică unde să vină, nu știu, un brewing stand probabil, dacă o să fie poțiuni pe acolo. Și aici, pe final, 3 din astea, una, două și trei aici, plus un crafting table în partea stângă și cred că ar fi ok. Pentru final am pus și shader-ul, arată chiar foarte bine și merge, cum am zis, mult mai ok să ai două de oak decât una singură și asta mai mică aici, păi perfect, uite, un bloc liber, un bloc liber, mamă, aur curat. Foarte bine a ieșit. Cum a zis, deși uneori facem treburile și le trasăm și așa mai departe, Totuși mai apar probleme pe parcurs pe care trebuie să le rezolvăm. Cam asta e cel mai important lucru, să le rezolv exact când apar. Și acum, pe final, zic că ar merge rapid un mic tutorial cu pașii pentru cei care nu s-au tare prins de schemă. Deci, în primul și în primul rând, îți trasezi taraba și să ai pilonii de susținere puși. Adică să știi de unde până unde vine. Că e 3x2, 5x2 sau 5x3 sau cât de mare vrei să o faci. După. Bine, asta funcționează mai mult la tarabele astea mai micuțe până la un 5x3. După aia dacă le faci mai mari, îi cam ciudat. După ce ai făcut treaba aia, încerci să unești pilonii într-un mod foarte diferit, ca zicem, de la una la alta. Adică în partea asta vedeți și voi că am pus scări pe lateral și slab. În partea aia, vedeți că am pus scări pe lateral, dar am pus în mijloc o scară, deci am mai modificat puțin. Și pe lateral am pus un design foarte simplu cu fence gate și cu scăriță, iar în spate am zis că nu are niciun sens să mă tare complic, facem ca și în față și aia e. Bun, după să aveți grijă ca partea din față să fie mai înaltă decât partea din spate, ca să vină o diagonală în felul ăsta. Deci să fie de sus în jos, să scadă lâna, mă rog, nivelul lânei, lânei, lânii, mă rog, să scadă nivelul la lână, așa, <laughs> ok. Și după ce se întâmplă treaba asta, vine partea cea mai grea. Cum pui lâna? 3 cu 1 sau 2 cu 2 sau 3 cu 2 în funcție de cât de mare e taraba și Partea cea mai complicată, un design în parte de sus, care, din punctul meu de vedere, îi la latitudinea fiecăruia cum vrea să-l facă, pentru că se pot face o grămadă de tipuri diferite. Eu am încercat să păstrez cât de cât partea laterală să fie numai sleburi și cu scări, să nu mă chinui și cu trebdoruri, pentru că ar fi durat foarte mult, iar în partea din față să încerc tot așa sleburi și trebdoruri, să nu mă prea complic cu scările sau sainuri, cum am pus și în partea asta. Deci cam asta ar fi foarte simplu și o să facem noi interioarele la un moment dat, însă aia o să dureze destul de mult pentru că trebuie să pregătesc pentru fiecare tarabă și atunci n o să stau mai mult off camera, iar după aia bam bam le punem mega mega rapid, însă mai fain. Ce să spus spuse, noi nu o să ne lungim, vă mulțumesc foarte mult pentru că și noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci, azi vă voi, toți ce băieți, am fost Bushman, la -fătere!